Cătălin Striblea a venit în studio. Bun venit. Bine te-am găsit. Am avut o știre mai devreme, mai că vine să te pun să sufli în fiolă, adică... Nu e cazul, dar ce s-a întâmplat? Spune așa, deci este un studiu făcut de Comisia Europeană, se numește Starea Sănătății și pe locul 2 suntem noi românii în Europa la frecvența bețiilor. Îți dau timp să procesezi informația. Suntem în trecut doar eu, de bulgari. Da, eu fiind și de la Vaslui, nu ai început cu glumea. Nu, ești român în primul rând. De dar, aceea... Da, adică... Nu m-am mai îmbătat de foarte multă vreme. Chiar vreau să te întreb. Da, nu, dacă când vrei să fac ultima oară? Nu țin minte. Nu atâta nici acum. Când ai suflat în fiolă. Când am suflat în fiolă, nu m-am mai oprit la fiolă de ani de zile. Nu te-am mai oprit? Nu, chiar nu. Eu a trebuit să fac o vizită la accidente ușoare. Da. Că am avut un incident cu un animal și... Adică ce vrei să vrei? Adică a sărit un animal din pădure direct în fața mașinii mele și m-am dus să raportez la accidente ușoare, că na, trebuie să iei autorizația, da, știi? Da, da, știu. Și m-am pus să suflu în fiolă, dar a doua zi. A, suflați dumneavoastră aici. Da, era o chestie standard, bănuiesc, știi? Da. Da, deci stăm bine, Cătălin, locul 2 la frecvența bețiilor. Nu m-aș fi gândit că cineva se ocupă și de un astfel de studiu, dar uite că cei de la Comisia Europeană... Dom'le, Comisia Europeană are grijă de noi toți și o să vină și Crăciunul când poate o să trecem și pe locul 1. Eu zic să nu ne lăsăm. Da, hai că și știrea mea de astăzi este în aceeași zonă a zâmbetelor. Gata, îi dăm play acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, ministrul digitalizării și ironic al cercetării, domnul Florin Roman, și-a dat demisia după dezvăluirile din presă, mai precis ale ziarului Libertatea, legată de activitatea sa educațională și școlară. Ministrul a fost astăzi, după ședința de guvern, invitat la o discuție de premierul Nicolae Ciucă. Acesta probabil că i-a pus în vedere să-și dea demisia. Spune Florin Roman că pleacă cu fruntea sus de la minister și că a fost o campanie împotriva lui și că niște oameni răi au pus ochii pe contractele de la digitalizare, 2 miliarde de euro, ca să înțelegem ce făcea și el acolo. Și domnul Roman zice că asta e, a fost răstălmăcit. Răstălmăcirea a crescut astăzi în intensitate, ați sesizat ghilimele de la răstălmăcire, când Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a anunțat că domnul ministru nu a absolvit cursurile sale cum scria în CV. Deci domnul ministru avea în CV trecut licențiat, Universitatea Babeș-Bolyai. Nu este cazul, nu le-a absolvit. Ce făcuse domnul ministru era în felul următor. Nu știu dacă îți mai aduci tu aminte că în anii 90, fiind foarte multe universități, facultăți neacreditate, te puneau să dai un examen de absolvire la o universitate care era acreditată, adică în general la universitățile de stat, la facultățile de stat. Și veneai, făceai, cum era pe vremuri, făceai dreptul la Vaslui și pe aia veneai la licență la Iași, la Alexandru Ioan Cuza. Da, nu mai știu, cred că eram în primul an de liceu sau... Așa erau pe vremurile alea, așa se întâmpla. E, domnul Roman a făcut un colegiu economic la Alba Iulia, a dat examenul la Babeș-Bolyai, că l-obliga legea să dea examenul acolo și cumva le-a echivalat. Adică a zis, bă, dacă tot am dat examen la Babeș-Bolyai, e clar că l-am și absolvit. A intervenit domnul Daniel David, rectorul Universității de la Cluj, și a zis, mă scuzați, omul ăsta nu a făcut cursuri la noi, deci nu a făcut niciun fel de cursuri la noi și nu este licențiat al nostru, nu a avut treabă cu noi. Asta era. Dar o licență are, adică nu are la... Are o licență... Stat? Nu, ce a primit el de la Babeș-Bolyai nu este de licență, nu este examen de licență, este doar un examen de absolvire al acelui colegiu. Deci nu a primit licență, drept urmare, peste câțiva ani, vreo 8, de la această întâmplare, s-a dus și a dat un examen de licență la o altă facultate din București, Ateneum sau ceva de genul ăsta, unde în sfârșit a fost licențiat. De acolo a pornit și curiozitatea ziariștilor de la Libertatea, care a observat în CV-ul său că el este licențiat de două ori în aceeași materie, economie și contabilitate. Și echipa de investigație a Libertății, când a întrebat la Cluj,
a plecat de la acest idee. Dar de ce un om are, face de două ori aceeași facultate, cum ar veni? Da. Sigur, în altă parte. Surpriza a fost că el nu făcuse prima facultate acolo, la Cluj, și, mă rog, adăugându-se și suspiciunea de plagiat, să-i zicem așa, unde singur și-a trimis lucrarea la investigat la ziarul Libertatea. S-au adunat toate. Și cartea despre care nu mai știa nimeni, s-au adunat toate și a rezultat această demisie, care zice două lucruri. Primul e că în clasa politică prea mult s-au nărăvit oamenii aceștia la a-și trece studii și de fapt a nu se pricepe la lucrurile respective. E o întreagă cultură a studiilor, a diplomelor, a toți vor să pară în acte mai instruiți decât sunt. Și doi la mână ne arată că societatea, așa cum este ea românească, are puterea să facă lucruri. Pentru că această chestiune este rezultatul unei anchete jurnalistice, da? Și nu rezultatul muncii domnului Cioloș, cum, da? Că domnul Cioloș și-a luat o parte din merite, să mai zică. Deci nu e acolo. Nu. Pe de altă parte, domnul Roman e parlamentar de foarte mult timp. Domnule, poporul l-a ales. Funcții importante prin sigur parlament. Sigur că da, a fost șeful grupului parlamentar. Sigur că da. Și nu... Ce, vrei să plecești din parlament? Nu exista o atenție atât de concentrată asupra lui până în momentul în care a fost numit la digitalizare. Și... Asta e. Cum asta ești la suprafață, lumea te vede. Cine muncește, lumea te vede. A zis nemuritorul Gică. Da, așa cel puțin în parlament a fost la suprafață foarte mult timp. Da. A fost la suprafață mult timp, da. Știi cum e? Acolo l-a ales și acolo lumea zice, bă, aia toți sunt o apă și un pământ. În mod evident că trebuie să te uiți mai cu atenție când primești o funcție de genul ăsta. Și cine pășește într-o funcție de asta de maximă vizibilitate, cum e funcția de ministru, va fi supus unui scrutin public mult mai apăsat. Îți mulțumim, Cătălin. Te așteptăm mâine de la 13 și 15 minute la România în direct. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.